Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Te invit să vedem împreună ce șanse ne va oferi ultima lună de iarnă anului 2024 și vom sărbători din nou anul nou, dar conform calendarului chinezesc, felicitări tuturor celor care sărbătoresc anul dragonului, cele mai pozitive urări pentru voi! iar principalul eveniment planetar din februarie va fi conjuncția dintre Pluto și Marte. Pe 5 februarie, Mercur va intra în zodia vărsătorului, iar tu și cu mine ne vom simți ca membri ai unei echipe, va fi ușor de comunicat. Această lună poate fi marcată de cunoștințe, prietenii noi, contacte, întâlniri, relații. Putem călători și naviga mult, să comunicăm cu oameni de la distanță prin internet și... În general, energia vărsătorului și a lui Mercur ne vor îndruma să rezolvăm problemele într-un mod social, conectându-ne la mintea colectivă. Este posibil să închei un fel de contracte și acorduri legate tocmai de faptul că devii membru al unui grup sau echipă, particip intelectual la un proces, acest tranzit va fi bine resimțită de nativii cu ascendent în gemeni și fecioară, dar și de nativii acestor zodii, întrucât Mercur este conducătorul lor, așa că aceștia pot conta pe evenimente interesante care se vor întâmpla în viața lor în prima jumătate a lunii, pe 10 februarie va fi luna nouă în Zodia Vărsătorului și aici întreaga lume răsăritană va sărbători anul nou chinezesc, o lună nouă în Vărsător deschidem totdeauna anul nou conform calendarului estic și acesta va fi anul Dragonului Verde de Lemn această lună nouă va prezenta perspective foarte luminoase și semnificative, deoarece vărsătorul este un semn al viitorului și aici pot apăra gânduri, vederi și planuri interesante. Problemele de prognoză pot deveni acute, deoarece vom avea o lună nouă în cuadratură cu Uranus, așa că surprizele vor fi uneori șocante. Vor deveni destul de acut percepute de noi? Acestea vor fi schimbări pentru care nu vom fi pregătiți psihic, dar luna nouă ne va evidenția o cale de viitor, ne va arăta viitorul, ne va dezvolui aspecte prognostice, apoi fiecare dintre noi vom avea claritate și înțelegere. Pe 13 februarie, Marte va intra în zodia vărsătorului și aici iese în prim plan această comunitate colectivă, care ne permite să fim productivi. Marte va spune că dacă vrei să obții rezultate lucrând în echipă, atunci ai nevoie de alți oameni pentru a-ți implementa proiectele, puteți folosi noi metode și tehnologie în munca voastră, vă puteți face prieteni care vă vor ajuta în afacerea voastră. Pe 17 februarie, Venus se mută în Zodia Vărsător, iar după cum puteți vedea, acest semn va fi pe primul loc pentru noi în februarie iar aici Venus ne va oferi lejeritate. Aceasta înseamnă că ne vom familiariza rapid și vom găsi contacte, atât între parteneri, cât și între cei dragi. Acesta este momentul în care prietenia se dezvoltă în dragoste, acesta este timpul relațiilor rapide când încep spontan, aceasta este perioada iubirii la prima vedere, dar atenție, Venus este învărțator și este ușor de despărțit. Pe 20 februarie, soarele intră în zodia peștilor, iar fiecare dintre noi va simți că atmosfera de devine cumva tulbure, obiectivele noastre sunt neclare, iar dorința de a merge înainte va dispărea. Soarele în pește ne va face visători și oarecum leneși, mai în acord cu inventarea, imaginarea, gândirea și visarea cu ochii deschiși acest subiect spune că soarele în pești ne va da o intuiție puternică și dorința de a găsi un suflet pereche, de a ne cufunda în unele probleme psihologice. Pe 23 februarie, Mercur trece în zodia pești, iar aici fiecare dintre noi se va simți ca un romantic incurabil, o persoană care se poate exprima frumos, o persoană care poate vorbi cu flori. Acesta este un moment periculos pentru că la orizont vor apărea tot felul de înșelători și escroci și s-ar putea să fim înșelați, sau noi ne putem fi înșelați prin înțelegerea greșită a unor informații. De asemenea, îi putem înșela cu ușurință pe alții, așa că fiți foarte atenți. Pe 24 februarie are loc luna plină în fecioară, care va duce rezultate specifice și clare în zona în care se manifestă pe astrograma ta natală. Desigur, Luna plină în făcioară ne va face foarte sensibili, scrupuloși și pedanți. Mercur tocmai intrat în zodia peștilor și, prin urmare, luna plină de aici ne va ajuta în continuare să ne ținem o minte trează, să evidențiem ceva și să ne facem noi planuri. Ne va da rezultate în pregătire, în muncă, în obținerea unui fel de titlu de maestru de cea mai înaltă categorie, adică, ceva va fi cu siguranță final și culminant. Pentru tine, această lună plină în făcioară va avea ca rezultat obținerea unor rezultate de sănătate, iar acesta se va dovedi a fi un aspect important, deoarece aici informațiile vor fi clare, și vei înțelege ce s-a făcut deja, ce mai trebuie făcut, iar în următoarele două săptămâni ale lunii în scădere vei deveni conștientă de aceste subiecte încheiate cu rezultate bune. Acestea sunt planetele și tranzitele lor pe care le vom avea în februarie. Dar cel mai frapant eveniment din februarie, pe care unele surse îl numesc fatal și vorbesc despre schimbări globale serioase, va fi, desigur, Pluto, care se conectează mai întâi cu Marte și apoi cu Venus. Vreau să-ți spun că tu și cu mine, cu siguranță vom simți severitatea și completitudinea acestei conexiuni, dar personal, fiecare depinde de el însuși, totul depinde de astrograma ta natală și de acele planete care vor interacționa cu Pluto. Trebuie doar să înțelegi că acesta va fi un flux puternic de energie, iar februarie va fi un punct culminant al tranzitului acestei planete. Conjuncția dintre Pluto și Marte într-un mod pozitiv este forță, entuziasm, curaj, pasiune și dorința de a realiza ceva de a te concentra pe obținerea rezultatelor cu orice preț. Desigur, în negativ, aceasta este o energie puternică de suprimare a independenței, sinele nostru, aceasta este o energie puternică a momentului în care autoritățile pot face presiune asupra noastră. Dar noi, ca grup mare de oameni, putem pune presiune asupra autorităților, adică disponibilitatea de a rezista va fi mare. Pluto cu Venus ne vor face să tânjim la relații pasionale, fulminante, profunde și senzuale, și aici poate apărea o sexualitate vibrantă. Iar motivul pentru astfel de cunoștințe va fi doar relațiile intime și fără sentimente, iar această componentă sexuală ne poate lega de partenerul nostru. Pluto și Venus vor vorbi despre dorința de a câștiga mai mulți bani și vom avea puterea pentru asta. Vom avea energie pentru asta, tranzacțiile financiare pot aduce profit, câștiguri sau poți obține rezultate fără precedent cu munca ta, prin urmare, acest aspect va juca un rol global în viața fiecăruia dintre noi, pentru unii va trece mai calm, pentru alții va provoca mari schimbări. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Der stirbt.